ați revenit pe canalul de YouTube. O urez eu și Mimi, ca să n-ați mai văzut-o până acum, am luat-o un pic, mai ales că acum e în perioada de o parte, și să vă urez la mulți ani și toate cele bune și, bineînțeles, și pentru ea și pentru toate pisicuțele, pentru că și ea este fetiță, nu este mămică, deocamdată, sperăm, asta e. Astăzi iar vă povestesc despre Empties, pentru că am adunat două sacoșe de produse și sunt pline și îndesate. Și haideți să luăm pe rând, pentru că nu vreau să iasă filmul nici extraordinar de mare, ca să nu vă plictisit. Deși, de fiecare dată când postez un nou film de tip Empties, toată lumea este foarte încântată și îmi spune, vai, când îl pui pe următorul? Când îl urci pe următorul? Bun, iată că a venit și următorul. Hai să începem. Cu ce să începem? Uite, să începem cu șervețelele de machiant de Nivea. Eu nu sunt o mare adeptă a produselor de machiere de acest gen, adică nu șervețele de machiante. Dar cu toate acestea, când mă machiez ceva mai intens, am, nu știu, un fond de ten de genul ăla rezistent, pudră, mi-am pus și primer și simt așa că mi-e tenul prea încărcat, prima dată, să zic așa, ca să iau surplusul, folosesc șervețele de machiante și apoi trec efectiv la demachierea mea clasică, lapte de machiant, loțiune micelară de machiant de ochi și toate cele. Bun. Tot așa, poate dintr-o zonă neapărat cu legătură cu frumusețea, dar această apă de gură mi-a plăcut în mod special pentru că nu miroase Jason, el este luată de pe rangali.ro, o să vă las în descrierea mai jos link-ul către ea. E genul acela de apă de gură care nu miroase ca o apă de gură, are chiar o mică aromă de portocală, de scorțișoară, adică îți dă senzația parcă ai mâncat ceva foarte aromat și foarte plăcut, deci nu miroși nici a mentol de la puternic și așa, e foarte plăcută. Am avut o casetuță de la Marionneau, marca lor proprie Di Palomo, Tuscan Rose. Și ca idee, să știți că mirosul este foarte apropiat de Chanel Mademoiselle. Foarte, foarte Coco Mademoiselle. Seamănă foarte bine. Însă gândiți-vă, dacă vă place Coco Mademoiselle, gândiți-vă la parfumul acela îndulcit cu un pic de trandafir, cu aromă trandafir în plus. Aici am avut, nu știu, gel de duș, nu știu ce m-am avut. Da, gel de duș, cremă de coș, mai am o cremă de mâini care și e pe terminat de pe undeva. Dar au venit așa într-o, și acum miroase, într-o casetuță foarte drăguță, cred că a fost și foarte ieftin, nu mi-am aduc aminte ceva în jur, până, oricum, până în 40 de lei, chestia asta la Marionneau, marcă proprie, Di Palomo. Apropo, să știți că produsele sunt chiar mișto. Adică au arome foarte, foarte interesante. Că tu vorbim despre arome, mi-am luat și eu de la Avon când au apărut acele chestii cu Hello Kitty, dar pe mine nu prea m-a încântat acest spumant de baie. Miroase prea intens a căpșunia, cam girly, așa. În final, mai mult l-am mai folosit băiețelul meu că făcea baie ca să fac spumă și l-am pus pe post de săpun lichid. Nu ne-a încântat foarte mult. Deodorant, ăsta nu e al meu, dar este deodorant fa. Am și eu deodorant fa. Da. Eu și soțul meu am început să ne cam cumpărăm așa în ultima perioadă la fel, adică dacă eu am fa și așa și el fa și apropo deodorantele fa la noi revin mereu pe raft la baie pentru că ne plac foarte mult. Mie cel puțin acesta fresh and dry cu green tea, cred că sigur l-ați mai văzut, a mai fost în alt film de tip Empties, este unul dintre deodorantele mele preferate. Ok, de la Uriaș, știți cât de mult îmi place acest brand, un alt Jean Fee, o loțiune de spălare pentru zona intimă pe care vi-l recomand cu încredere, mai ales dacă sunteți o persoană mai sensibilă și nu mai suportați nimic altceva din alte lucruri care sunt de cumpărat. Iar mă întorc la igiena orală, data asta e vorba despre o pastă de dinți de la GAM, Original White. Eu acum sunt deja la a doua. Vreau să zic că sunt foarte mulțumită de această linie de îngrijire. Am descoperit-o făcând tot felul de, știți că fac evenimente pentru beauty blogger și am avut pe cei de la GAM sponsor de câteva ori și am fost foarte curioasă să văd și cum sunt produsele. Ei mi-au explicat că GAM practic dezvoltă toată gama de produse de care un om are nevoie acasă după ce face tot felul de tratamente la dentist, de albire, de curățare și așa și practic să știți că au inclusiv kituri de călătorie foarte mișto, cu o ață de gură atâtica, o cutiuță, tot felul de periuțe, au, cred că nu există ceva pentru igiena orală de făcut acasă, ce nu are acest brand. Și sunt deja la al doilea tub de Nagam și îmi place foarte mult. A venit
venit timpul să termin și crema intensivă de fermitate de la Colistar. Chiar mi-a plăcut și o repet, produsele de la Colistar cred că nu sunt poate destul de bine cunoscute, dar sper că și prin toate campaniile pe care le fac ei în ultima vreme, cabinele acelea de îngrijire de la Debenhams, Debenhams în Vitan, acolo are o cabină specială unde poți face o rezervare și este gratuit să încerci diverse produse de la Colistar. Pentru cine e din București, merită să mergeți să le vedeți, o să vă convingeți. Produsele chiar sunt deosebite, ele practic se integrează în această zonă neclară a dermatocosmeticelor, pentru că așa cum știm, dermatocosmeticele practic nu sunt o categorie foarte bine definită, dar oricum, sunt o categorie de produse un pic mai căutate, mai delicate cu tenul și așa mai departe și atunci merită să le încercați, mai ales că e o gamă de dermatocosmetice și foarte plăcută, foarte elegantă, foarte așa. Din categoria produse luate de prin beauty box-uri din UK este și acest, ce a fost? A fost un scrub de corp, de fapt un body polish, Balance Me, nimic special, nu mai țin minte cum. Are un miros foarte fresh, dar nu pot să spun că mi-a plăcut în mod deosebit. Poate când asta a fost și cadoua. Ei, lucruri care mi-au plăcut în mod deosebit și care, știi cum e, când ai un produs care îți place foarte mult, chiar dacă știi că poți să-l recumperi, parcă de super când se termină taman când îți place mai mult. Și este vorba de Atoderm, uleiul de duș de la Bioderma, care este o nebunie, poate fi folosit de toată familia, poate fi folosit, vă spălați și pe față și pe zone, știu, mai sensibile, nu știu, după epilare, după, nu știu, celelalte tratamente, chiar facial, deci eu m-am spălat cu el și pe față într-o zi. Este extraordinar de fin, extraordinar de plăcut, miroase foarte așa, nu știu, ca și o piele care a fost parcă stropită cu apă florală, exact așa lasă senzația. Îmi place foarte, foarte mult acest gel de duș, dar altfel am scris și pe blog de el, o să vă las în descriere. Ia să vedem ce mai am pe aici. La capitolul că tot vorbeam de dermatocosmetice, v-am mai povestit odată despre un șampon de la ACM. De data aceasta este Novofan, care îmi place foarte, foarte mult. A fost oarecum un șampon de salvare, să zic așa, mai ales în perioada rece, când efectiv simțeam firele de păr, parcă, nu știu, deveneau ca sârma după ce veneam de afară. Știți că au fost zilele acelea foarte geroase la un moment dat, prin ianuarie. Și acest șampon efectiv m-a salvat atunci. Îmi place foarte mult. Am mai avut de la ACM șampoane și chiar le recomand oricui are probleme cu un scalp mai sensibil, cu un păr care se deteriorează și care nu mai reacționează la niciun șampon. Încercați și gama Novofan de la ACM. Nici nu sunt foarte scumpe, nu știu. Până în 50 de lei este un șampon de acest gen. Are cât 200 de mililitri și nici nu trebuie să folosiți foarte mult. Nu este genul șampon care să facă spumă de aia, să arăți ca o coroană pe cap, dar este un șampon foarte fin. Că tot vorbeam de săpunuri lichide, ca de obicei întotdeauna avem și un săpun de la Avon, pe care v-am spus, am mai zis într-un film, săpunurile lichide de la Avon îmi plac pentru că au o pompiță care dozează foarte puțin, deci sunt foarte economice, foarte smart. Și v-am povestit eu cu băiețelul meu că se duce la bar, apasă până iese tot, un kill. Poți spăla 7 persoane cât scoate el. Ca atare, asta pățim cu săpunurile de la Nivea, din păcate, care ne plac foarte, foarte mult. Am avut aici Lemongrass and Oil, care vă mi-a plăcut foarte mult. Dar s-a terminat foarte repede, mai puțin de o săptămână, pentru că băiețelul meu practic se spăla pe mâini de 7 ori pe zi și mai mult de 7 ori pe zi și de fiecare dată era cu mâna plină. Bine, mai mult cădea în chiuvetă decât se spăla el, dar asta e. Lui place ideea asta, să apeși pe ceva și să vadă că este o cremă, că este un ser, se pare foarte interesant. E clar că va fi întotdeauna un fan al produselor cu pompiță. Deci el nu va folosi probabil geluri de acestea de duș. Acesta a fost al soțului meu, de la Gillette. I-a plăcut, dar știți ce mi-a spus de el? Că îi se pare foarte ciudat ambalajul și că iese foarte greu. Și că e foarte rigidă, e foarte ciudată. În fine, was nice. Așa, ce mai am aici? Acestea chiar vreau să vă vorbesc despre ele. Au fost niște de-astea cotonete de marchiante de la Leonex Cotton White Cosmetic Common
Pad organic se găsesc la Kaufland și sunt super mega ieftine, până în 4 lei, nu știu, au fost 3 lei și ceva sau 4 lei, sunt extraordinar de bune, mi-au plăcut foarte mult. Nu mă așteptam să găsesc calitatea asta, dar na, probabil că dacă sunt organice, bumbac de calitate, de acolo venea treaba. Ce mai am aici? Aici am o produsă cu tot felul de mostre pe care le-am încercat și le-am terminat și le-am pus aici, la îndal. Uite, am și un ruj. Am un ruj de la The Balm, pe care, din păcate, nu m-am învrednicit să-l termin. Nu știu, există cineva care termină chiar un ruj până la ultima picătură sau la ultima bucățică? Acesta a fost un gloss. E un gloss și cu efect un pic de mărire. A buzelor, că da așa o senzație de mentol, de așa. A fost foarte plăcut, dar s-a cam expirat și normal, nu e folosit nici jumătate, dar așa se întâmplă. Așa, ce am mai folosit aici? Crema de ochi Nuxe, care a fost în cutiuța lui Jane de la British Beauty Blogger, The Dream Box, nu mai știu care. Foarte mișto, gama aceasta, adică marca aceasta Nuxe, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și crema de ochi, foarte fină, într-adevăr foarte hidratantă. Dar alte capacități nu pot să spun care, dar foarte plăcută. Și pentru că eu am o zonă din jurul ochilor foarte sensibilă, apreciez foarte mult când cremele de acest gen pentru ochi sunt delicate cu adevărat și nu irită și nu îți creează niciun fel de disconfort. Tot la capitolul cutiuțe de beauty, am avut și un gel de duș de la Molton Brown, dintr-un alt beauty box sau Molton Brown. Nu știu oricum, nu, la noi nu este un brand foarte cunoscut, cred că nici nu există. Și ce m-a plăcut, că miroase foarte plăcut a citrice, da, coajă. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dacă voi sunteți în generația aia de copii care tăiați coaja de portocale cu bulețe sau de sprăzătoare și o puneați cu zahăr la borcan pe vremea când nu se găseau atâtea arome. Așa, exact chestia aia miroase, adică coajă de portocală, nu știu, e foarte, foarte plăcut. Ăsta l-am terminat și foarte repede, pentru că mi-a plăcut foarte bine și cantitatea e foarte mică. O mască cu trandafir de la Sephora. Apropo, astea sunt sleeping mask, adică sunt practic ca și o cremă. Întâi te dai cu ea așa mult și stai cât stai la televizor sau nu știu eu ce faci seara și apoi nu arunci de pe față tot, adică nu te speli, depărtezi așa cum șervețelul surplusul și rămâi cu restul. O cremă de corp de la Sisley, Fito Svelt Global, știți cât de mult îmi plac produsele de la Sisley, totuși m-am gândit, crema asta în format full size, costă, dacă nu mă înșel, vreo 600 de lei. Sincer să fiu, nu știu dacă aș da pe o cremă anticelulită atâția bani, mai ales că nu pot să spun nici o cremă anticelulită pe lumea asta, de fapt, nu reușește să facă niște lucruri dacă tu nu tragi de tine și așa. Aici mai am o mostră de la Sisley, a Sisley îmi place foarte mult. Este, cred că, singura gamă de asta anti-aging care chiar am văzut că face treabă și dintr-un eșantion când pun pe față și parcă te nu renaște. Aici au alt un produs minunat de la Eva Therm, este crema lor anti-rid pentru ochi, care și asta este foarte plăcută. Am mai multe produse de la Eva Therm, dar acum nu știu ce am aruncat aici, probabil ce am terminat. Ceea ce nu pot să spun despre Le Lift de la Chanel, că tot o să vedeți, tot voi pune în empties, voi avea produse de acestea travel size sau mini size de la Chanel, nu prea am fost impresionată. Nu știu, că nu m-a convins Chanel-ul că pe partea de skincare ar fi interesanți. Geluri de duș de la Sephora sunt formă de capsule. Apropo, sunt minunate aceste geluri de duș. Costă, nu știu, o capsulă de astea până în 3 lei, cred, și sunt minunate. Nu neapărat pentru călătorii, dar efectiv pentru acasă. Și ai cantitatea ideală cât să faci un duș. O cremă, da, Noreva, sunt multe produse minunate care se găsesc pe Optima Shop. Chiar o să trebuiască să vă fac probabil într-un film ceva să vă povestesc un pic despre mărcile pe care le vedeți pe Optima Shop. Oricum vă las un link în descriere ca să intrați acolo să vedeți ce am mai scris despre aceste produse. De la Clinic am avut ceva, un BB cream cu factor mare. Nu pot să spun nici că mi-a plăcut, nici mi-a plăcut, nu știu. În ultima vreme, produsele de la Clinic nu prea m-au mai atras, nici am mai folosit atât de multe. Acum am mai primit ceva. Maria Subesa mi-a făcut cadou un set de produse și o să mai folosesc și o să văd cum sunt. Am mai primit ceva și de la Douglas. O cremă de fermitate pentru față de la Babor. Babor este un brand pe care chiar trebuie să-l încercați dacă sunteți fanatici în ceea ce privește îngrijirea tenului. Trebuie să încercați ceva de la Babor. Este o investiție, dar produsele Babor sunt alte produse care chiar își merită banii.
Și pentru că tot vorbim de produse care îmi plac foarte mult și mă bucur că pot să, să zic așa, să observ evoluție de la an la an, Lancôme, de exemplu, cu acest ser genific chiar m-a impresionat, pentru că vă spun sincer, în ultima vreme anumite game care îmi plăceau de la Lancôme, gen Zen, Hydra Zen, acum na, nu prea mai are rezultate pe mine, probabil a trecut și vremea de Hydra Zen, acum am intrat pe genific. Mi-a plăcut, o să văd de la un cam în la în plan să-l cumpăr anul acesta, dar mai am multe alte seruri, după ce le voi termina pe acelea, o să ajungem și la așa. Că tot vorbeam de vârstă, voi știți că eu nu am probleme cu greutatea, nu am avut niciodată probleme decât mai mult imaginare. Cu toate astea, trebuie să am grijă și pentru că tot am fost tentată de diverse chestii, am terminat o cutie de asta de la Herbalife de batoane, care apropo să știți că chiar ține de foame. Un baton de ăsta ține de foame bine. Eu le foloseam în loc de mic dejun și mâncam două. Știu că nu trebuia să mănânc doar unul, dar mâncam două. Oricum, n-am pățit nici, m-am îngrășat, nici am slăbit, dar mi-a plăcut. La capitolul de alte chestii care să le mănânci dacă nu vrei să te îngrași așa, am primit la un moment dat o cutie cu tot fel de chestii de la Gerlinea și îmi plac. Îmi plac să obțin asta cu ciocolată și mi se pare o alternativă foarte mișto dacă ești, cum se cheamă, ciocaholică, coca, nu știu, eu sunt obsedată oricum și de ciocolată, îmi place special ciocolata neagră, să nu fie prea dulce. Și aici știu că am găsit niște batoane, cred că ăsta batoane cu ciocolată, ăsta cel mai negru, cel mai simplu, e foarte, foarte mișto. Deci îți dă senzația aia că ceva cremos, numai ciocolată, dar fără să fie grețos, fără să fie dulce. Dacă mă întrebați pe mine, pot să mănânc 7 cutiuțe de astea într-o zi, dar n-ar fi indicat, pentru că chiar dacă ele sunt produse pentru controlul greutății, asta nu înseamnă că trebuie să mănânci o tonă, că dacă ai mâncat o tonă, asta e, te-ai îngrășat și așa. Deși Gerlinea mi-a plăcut foarte mult, acum stând așa între astea două, nu știu, astea sunt mai accesibile pentru că le găsesc la orice Mega Image, în orice Carrefour, astea un pic mai greu că trebuie să le comand la cineva, să stau, să aștept, nu le comand, dacă mă trebuie persoana, nu știu ce, o să văd dacă le pot comanda și online, nu știu, o să văd, dar sunt bune la casa omului. Adică e bine acolo să le ai în geantă decât să-ți iei covrigei sau alte tâmpenițe sau altă ciocolată sau pufuleți. Mai bine ți iei chestii de astăzi și le mănânci la birou sau în pauze sau când te apuc oftele. Cam asta a fost tot. Sunt Ana Maria de la Beauty Barometer, încă o dată vă spun. Vă mulțumesc că dacă v-ați urmărit până la capăt și dacă v-a plăcut dați-mi like, share, thumbs up, știți voi ce mai e pe acolo și bineînțeles vă aștept și pe blog cu ce mai am frumos pe acolo și bineînțeles nu uitați că live mă puteți vedea destul de des și pe Periscope, nu chiar de aproape. Asta a fost tot. Să fiți frumoase, bineînțeles și bineînțeles foarte sănătoase. La revedere!